să-mi creze în noi ceea ce este bine plăcut în fața Lui, prin Iisus Hristos. Căruia fie slava în vecii vecilor. Amin. Din Ierusalim, de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, care veniseră să-L asculte, să se tămăduiască de neputințele lor. Și cei bântuiți de duhuri necurate se vindecau, și tot poporul căuta să se atingă de dânsul, căci ieșea din dânsul o putere care îi vindeca pe toți. Atunci El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, le-a zis: fericiți sunteți voi cei săraci, ca voastră este împărăția Lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei care plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți că vă vor opere pe voi, oamenii, când vă vor izvoni dintre ei și vă vor batjocori și vă vor lepeta numele vostru ca un rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați, căci iată, plata voastră multă. Yeah.